Я чувствую себя хорошо, стараюсь максимально сохранить спокойствие. Мы прошли хорошую подготовку, сделали хороший путь и уже надеемся на лучший результат. Единственное, да, вот единственное, думаю, преимущество, что акклиматизация будет более быстро, там, один час часовой, и то в обратную сторону, то есть акклиматизация будет легче, чем по сравнению с тем, как было, допустим, в Токио. Не думаем про внешние факторы, концентрируемся только на соревнования. Ну, сейчас на подготовке, потом уже на соревнования. Știu cât de mult s-a muncit, știu cât efort s-a făcut, câte tone de sudoare și transpirație au fost date la antrenamente, dedicație de sine, fără a fi alături de oamenii dragi, fără a fi alături de familie. Au stat în antrenamente permanente, în pregătire, cu gândul la Jocuri Olimpice mulți ani, dar este o decizie grea unde s-a decis că la Jocurile Olimpice va participa totuși Adil Osmanov. Adil a trecut după punctaj, s-a spus cine va fi mai sus în rating. Очень было больно на душе, потому что нам надо было принять это тяжелое решение. Мы оба были готовы там бороться за медали. Это спорт. Самое главное, чтобы мы вне ковра остались также с теплыми отношениями. Conștientizez că asta doar este un sport, că lângă sport mai este viața ca om, că pe viitor să ajung să nu am mustrări de conștiință din cauza cum am procedat. El cred că e conștient că trebuie să fac treaba, deoarece e obligat, spunem așa. Mai mare responsabilitate are cred ca băieți doi, asta e părerea mea. Și cred că totul va fi bine. Este pentru prima dată în istorie că să avem doi sportivi calificați pe o categorie, dar este și pentru prima dată în istorie judoului din Republica Moldova să avem patru sportivi calificați la Jocuri Olimpice. Din punct de vedere a pregătirii, totul a fost și este parcă normal, dar știți cum, rezultatul va arăta cât de bună a fost pregătirea și cât de bine sunt pregătiți băieții. Clar că toți sportivii sunt gata să se lupte, să bată pentru medalii. La Jocuri Olimpice nu cred că există sportiv care vine nepregătit. Toți sportivii sunt pregătiți la maxim, toți antrenorii au încearcă să-și aducă sportivii la maxim formă. Oricum, tot ce a fost posibil maxim noi am făcut pentru ca să ajungem în Jocurile Olimpice. Sunt sigur că vor demonstra că suntem o țară mică și puternică, după cum am demonstrat și până acum. Este o presiune mai mult psihologică. Am fost martor unde sportivi, campioni mondiali, dubli, nu au putut trece peste bariera psihologică și au cedat chiar din primele meciuri. La noi așa ceva nu trebuie să fie, nu cred că va fi, pentru că suntem tari, avem un sânge de neam puternic în noi și sper să trecem cu bine și să ajungem să ne batem pentru medalii. Doar Dumnezeu ne știe cărările la fiecare și care cum va participa.